Finalul mini-vacanței de Sfânta Maria aglomerează nu doar stațiunile din țară, ci și punctele de trecere de frontieră. Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis deja o atenționare de călătorie pentru românii care doresc să revină duminică în țară. Ar putea aștepta ore întregi la granița de la Giurgiu Ruse din cauza coloanelor mari de autoturisme și autocare. Autoritățile vamale le recomandă călătorilor să se asigure că au achitat taxa pentru vinieta electronică și să pregătească și suma exactă pentru taxa de pod, respectiv 4 leva sau 2 euro. Astfel vor reduce considerabil timpul de așteptare.